mine. Lăsați tot acolo. Hai să facem un joc. Zic, glumești? Vreau să vă aranjați așa. Pe grupe, uite, grupa lui Cerebel. Ne-o alinea pe tot. 5 echipe. Fiecare la echipa lui. Niște bețe băgate în pământ la o distanță. Și mamă, ce asta? Probă, concurs. Ce câștigăm, ce pierdem? Doi vor fi câștigători care termină proba cel mai repede. Aia care termină și sunt câștigători vor merge la piscină. Noi! Atenție! Cei care vor pierde vor merge cu mine la o fermă de porci să muncim acolo, să facem rost de carne pentru seara de joi. Singurul lucru la care mă gândeam era să nu cumva să ajung la porci, pentru că pe deșblânc am avut 3 ore jumate cu copiii ăștia care m-au dezmembrat. Eu cu o zi înainte, sau două, nu mai știu, am fost la vaci. Și n-am putut să intru la vaci, dar la porci... Mi-am făcut direct filmul cum era să strâng rahat, să spăl porcul, să mulg scroafa sau ce se face cu... Să-i dau de mâncare. Nu, deci nu ar asta aveam și mirosul. Am avut pentru câteva secunde mirosul de porc. Fiecare aveți un par în fața voastră. Sub acel par există o găleată și două piese din astea mici de joacă. Atenție! Trebuie dezgropat. Deci dezgropăm repede sub bățul. Colegii mei iau găletușa, se duc la mare, aduc apă. Câți copii aveți în grupă, atâtea turnuri faceți. Turnuri. Aha. Pe deasupra, sus la turn, trebuie să faceți cu acele forme... Un smog. Băi, clar? Deci faci un tur din nisip cu găleata și deasupra pui formă. Exact. Vedetele se duc și aduc apă și copiii construiesc turnurile. Păi până pe mine să alerg, nu-i treaba bună. Hai, repede, 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 repede! Descrăpăm! Păcerc! Nu mă, pe aici, căutați gălețile! De sau disperare, nu știu, hai, vreau să văd aia. Disperarea noastră, înțelegi? Hai, fetele, uneți, fetele, hai! Dai, mai mult, mai mult, mai mult, mai jos. Haide, mă, verde, ia căleata. Eram despre mine, porci, asta mai întrebea mie, porci. Dai, mai repede, mă, haide. Hai să distrăm, copiii n-aveau niciun fel de treabă. Căutați. Afară nisipul, afară nisipul. Hai, săpăm. Scoate-o, dă-mi-o, repede, dă-mi-o. Copii, începe să faceți turnuri, că vă aduce apă. Faceți turnuri. Tata, era pământul ustat, nu puteam să facem nimic. Și Edi s-a miștat foarte rapid. Și săpăm. Găleata. Bă, da, aici nu e, bosule. Este. Și le-am zis, bă, fiți atenți, în dreptul unde a fost sărușul. Dacă te duci la stânga sau la dreapta, nu-l găsești. Deci am ajuns la 1 metru, boss. O găsiți. Nu e! Chiar unde a fost bățul, băi! Uite, am înțeles! Hai! Astea ține aici, eu mă duc să duc apă. În sfârșit l-a găsit și Cerebel. Ușor să văd! Hai, scoateți formele, căutați formele, uite-le! Fugi până la aia, sprint, primul sprint. A dus, a luat găleată, cu apă m-am întors. Al doilea sprint, gata, boss, low battery, s-a dus. Gata, roiu. Zic, mamă, încep să fac de alea nefăcute. Îl țin cu mâna până mi-am luat eu găleata mea cu apă. Mă întorc înapoi, era Minodora. O țin și pe aia. Acum Angie a văzut că fac, m-au ocolit și aia să mă facă să... Era ok. Le-am ridicat la plasă la toți, știi? La porci! 6 turnuri de alea mari, dar să vă dă să stea. Și am zis că nu, trebuie să fac orice, să nu... Nu am cum! Nu pot, n-am cum. Dă și mie asta, te rog eu. Bă, 5 turnuri, da? Le-am dus apă la copii. Și mi-a mai rămas un pic pe fund. Și când m-am dus iar către mare, la echipa lui Cerebel, le-am aruncat apă pe castele. Formele le-ați găsit, să aveți formele lângă voi. Nu, no, să vedem, nu e. Păi uite, cum gata, nu e gata. Nu e gata, fiecare cu turpă. Bine, Edi, ok,
Dă-te la parte, Andy, dă-te aici, dă-te aici. Și noi am câștigat primii. Hai, 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 pune-i. Hai, formă, formă aici, așa. Să fie forma de asupra aici. Hai, hai. Ne-am bucurat foarte mult. Eu am avut cei mai mici copii și noi am câștigat. A fost super fun. Hai, pune deasupra forma. Hai, să fie forma deasupra. Așa, hai, așa, pune sus, pune sus forma. Gata, unde-s formele? Puneți câte o formă deasupra. Hai, 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 hai. Băi, tur, să fie tur, uite, uite cum e la Edi. Turnul, fie turnul sus. Mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta, numai că noi, în loc să punem nisip în formă, noi am apăsat forma pe castel. Hai, Nea Martin! Băi! Hai încoa! Gata, 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 gata! Hai să văd formă! Gata, gata! E bine, e bine, doi, e bine! Gata, gata! E bine! E bine! Bravo, bă! Mergem la piscină! Gata, stop, stop! Gata, gata, gata! Pierd, că pierd eu... Nu e mare scufal. Dacă că câștigă spic și eu că câștig să mă duc la porci. Mi-au atras atenția. Dom'le, că tu ai câștigat, că ne-ai dat castelic. Așa au zis nu știu ce copil. Zic, bă, tu ai timp să-l crezi. De ce mă întrebi? Uite, ăla ne-a strigat. De ce mai? De ce ai făcut asta? Du-te și de ce? De ce m-ai întins în apă, ești nebun? Du-te, pisti. Nu pisti castelul, pisti un copil, că era cald. Care tocmai era gata cu... Ei, erau... Ești nebun. Îmi plac pe Nea Marina, lasă-l la porci. Băi, ce fain, eu îmi tremur genunchi, ești nebun. Și ăla. Dă frică, dă frică să nu mergi la porci. La numai la porcul ăla mă gândeam. Danny, ce-i mama? Ce e? De ce plângi? De ce plângi? Ce mă, ți-ai supărat? Da, ai supărat. Eu uite-l pe ăsta, mă. Pune-te-o lui Dora. Mai plâng la piscină. Și-au început să plângă copiii mei, dar au început să plângă de adevărat. Atât de sensibil copiii mei au început să plângă. Și noi nu vrem la porci, noi vrem și noi la piscină. Nu plânge, iubita, nu plânge, că oricum mergem și noi la piscină. Oricum vă duc și pe voi la piscină, da? Copiii mei nu au văzut niciodată în viața lor o piscină, niciodată în viața lor. Și-o imaginat, o văzut-o în filme, la televizor, dar nu am văzut-o piscină. Am atât de tare, mă simțeam așa cumva vinovată, că eu eram mare și puteam să-i ajut și mai mult să câștige. Deci toți copiii merg la piscină, numai ei, care n-au câștigat, merg cu mine la o fermă. Eram foarte tare și eu credeam că visez, adică nu e realitate. Am simțit bucurie. Noi n-am fost niciodată la piscină. Să fie așa. La televizor. Dar nu-i nimic, data viitoare câștigăm, să nu fiți supărați. Oricum mergem, oricum vă duce la piscină. A fost doar un joc, da? Hai, hai, la masă. La masă. Toți copiii ăștia, deși nu au o situație financiară foarte bună și o stabilitate economică, ei sunt niște copii fericiți și se mulțumesc cu orice primesc.